Pentru medicii de la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, sezonul estival nu este un motiv de bucurie. În condițiile în care mulți dintre cetățenii Republicii Moldova își petrec această perioadă în afara țării, numărul donatorilor voluntari a scăzut considerabil. Directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, a declarat că pentru a reuși să atingă cota minimă de asigurare a instituțiilor medico-sanitare din țară cu unități de sânge recoltate, lucrul medicilor se dublează în lunile de vară. Lucrătorii medicali sunt nevoiți să invite pentru această procedură un număr dublu de donatori incluși în baza de date a centrului. Pentru lunile de vară, cum ar fi cel mai des întâlnite lunile iulie și august, numărul de donatori care se prezintă la punctul de donare de sânge din țară este mai mic. Anual înregistrăm în aceste luni cu 25-30% mai puțini donatori. În perioada caniculară, marea majoritate a populației își programează concedii de odihnă și de cele mai multe ori sunt plecați în afara hotarelor țării. Svetlana Cebotare a subliniat că atât în perioada estivală, cât și pe parcursul întregului an, grupele de sânge cu rezus negativ sunt la mare căutare, deoarece sunt mai rar întâlnite. Pentru a nu fi luați prin surprindere în cazurile de accidente grave, medicii de la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui au creat o bază de date care conține informații despre donatorii cu antigente de sânge cu grupe rare. Populația generală se constată că grupele cu rezus apartenență negative sunt cele mai rare și sunt grupa a patra negativă foarte rar întâlnită în populația generală, respectiv și în rândurile donatorilor o să întâlnim tot într-un număr redus. Chiar și în condiții de deficit de donatori, 27% din populația țării nu este aptă să doneze sânge din diferite motive. În perioada caldă a anului, cel mai des contraindicații sunt anume utilizarea băuturilor sau folosirea băuturilor alcoolice, cum ar fi berea. Conform informațiilor oferite de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, aproximativ 55% din populația Republicii Moldova donează sânge în mod benevol. Cifra a crescut cu aproximativ 20% în ultimii 5 ani. În țara noastră sunt 19 puncte de colectare a sângelui. Cele mai mari centre se află la Bălți, Cahul și Taraclia.